A fost o zi foarte importantă pentru forțele navale române, marinarii militari, dar și colaboratorii au fost premiați pentru activitatea de anul trecut. Printre cei care s-au remarcat în promovarea marinei militare de la noi, este și CEO-ul Dogan Media International. Pentru conducerea profesionistă a echipajelor Canal D, Canal D2 și Radio Impuls în spațiul mediatic din România, aspect care s-a concretizat în informarea echilibrată a publicului despre activitățile desfășurate de forțele navale române pentru asigurarea securității pe flancul estic al NATO. Gala de la Constanța a reunit marinarii militari care s-au remarcat anul trecut în misiuni și exerciții importante. Au fost acordate mai multe premii, inclusiv pentru colaboratorii care au promovat la nivel național și internațional imaginea marinei militare de la noi. CEO-ul Dogan Media International a fost premiat pentru reflectarea obiectivă a misiunilor forțelor navale. It's a very privilege and I'm very honored. This is something very important for us, for personally, for me, for my professional life. And also it's very important for Canal D also, because it's very clearly showing that we are very appreciated by the Romanian public, Romanian state institutions. Premiile au fost acordate în prezența ministrului Apărării Naționale și a șefului statului major al forțelor navale. Ce se întâmplă astăzi este rezultatul efortului a mai multor generații, a mai multor perioade în care această inițiativă care astăzi ne adună aici a fost pusă în operă. Concursul Omul Anului în Forțele Navale a ajuns deja la ediția cu numărul 13.